A venit Cătălin și m-a întrebat, dar voi vorbiți despre o tocăniță de ciuperci aici pe drum cu prioritate, care are o rețetă nemaipomenită. Salut, Cătălin, bine veți! Chiar ciuperci am astăzi, deci fii atent. Ciuperci cu carne de pui, cu un picuț de smântână, așa, și făcute cu curry. Băi, o nebunie, îți spun, dacă vrei te iau și pe tine, că o să mănânc, că n-am apucat să mănânc. Dacă ascultai știrea de mai devreme, n-am mai fi vorbit despre subiectul ăsta, că ciupercile noastre erau folosite la alte chestiuni. Ce chestiuni? Și că în Olanda e cerere așa mare pentru a avea o mormântare eco și îți faci sticliu din ciuperci biodegradabil. A, te mănâncă ele pe tine. Deci în sfârșit ăsta e visul ciupercilor. După ce le-ai mâncat tu o viață, la sfârșit te mănâncă ele pe tine. Ăsta e ca un coșmar așa. Da, sunt din alea olandeze, ciuperci. Păi aia mă gândeam că dacă locuiești în Amsterdam, ai toate șansele să fi mâncat ceva ciuperci la viața ta. Și acum se întoarce roata, știi? Se amețesc ciupercile când te mănâncă pe tine. O să fii halucinogen. Și alea încep să facă tot felul de chestii. O, Doamne. O să-i întrebăm pe ascultătorii noștri. Am întrebat, de fapt, și o să ascultăm câteva răspunsuri imediat după rațiunea zilei. Nu acum, după rațiunea zilei. Începem. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Astăzi vă propun câteva date la zi sau la oră, dacă vreți, legate de situația din Ucraina. O declarație foarte interesantă a ministrului apărării din Ucraina zice în felul următor, că toate datele culese de serviciile de informații ucrainiene arată că în orele, în zilele următoare, imediat următoare, o invazie nu este probabilă și nici posibilă, zice el la un moment dat, pentru că datele înregistrate de ei nu arată o pregătire a trupelor rusești ca pentru o invazie iminentă. Bănesc că acum lumea, oamenii de acolo se și pricep când se supraveghează, probabil că trebuie să faci niște pregătiri pentru tancuri, soldați, lucruri care se pot detecta. Îi spun, domnule, nu găsim aceste date pe teren, adică în tabăra rusă. În schimb, Rusia aduce în continuare soldați la zona de vest a țării, adică în estul Ucrainei, și masează acolo trupe foarte multe. Ăsta e un răspuns la ceea ce au spus și americanii în ultimele ore. Au pus o parte din forțele lor speciale în stare de high alert, se numește în engleză, adică de alertă maximă, și spun că sunt pregătiți să aducă 8.000 de militari americani în Europa în cazul în care Rusia pune piciorul în Ucraina în orele următoare. În schimb, se caută o soluție diplomatică, se mai poartă negocieri pe aici, pe acolo, iar forțele diplomatice, să spunem, americane și europene, încearcă să găsească un răspuns diplomatic, adică o soluție diplomatică la chestiunea asta, dar mie unuia îmi face impresie că este din ce în ce mai greu, pentru că cererea maximală a Rusiei o cunoașteți deja cu toții, privește România, Bulgaria și alte țări din zona asta este europeană, care ar trebui să fie părăsite de NATO. Or, așa ceva este practic imposibil. Dar există pericolul unui compromis, nu? Adică rușii să renunțe la această pretenție, iar americanii să spună renunțe la... Exact. Că asta e întrebarea. Lui Putin în acest moment trebuie să-i dai ceva palpabil. Atât de mult s-a aruncat în fața nației sale, nu în fața noastră, în această confruntare, încât dacă nu iese cu un câștig material pe care să pe care să-l poată prezenta în mod foarte clar publicului din Rusia, va arăta că a învins. Asta este marea problemă a acestui episod, că singur s-a pus în niște corzi. Ce să zic, că am obținut un compromis care să arate cum. Și uite un exemplu foarte bun. Nu mai aveți scut american la deveselu, zic ca idee, lucru pe care noi îl considerăm inacceptabil și toți aliații noștri îl consideră inacceptabil. Dar pentru Putin ar fi o mare victorie să se poată întoarce la Moscova cum ar veni și să spună: stimați compatrioți, v-am ferit de pericolul rachetelor americane care veneau din România. Asta ar fi ceva foarte palpabil pentru el. Și ăsta e singurul lucru public pe care îl cunoaștem, pentru că în dedepsuturile negocierilor nu știm ce altceva a cerut. Dar după ce dezechilibrezi atât de mult frontul din zona respectivă,
chiar trebuie să te întorci ca un învingător. Mie de asta mi-e cel mai teamă în această reașezare și mi-e teamă foarte tare de absența României. Aseară a avut loc, aseară în timpul nostru, a avut loc o convorbire între președintele Biden și președinta Comisiei Europene, președintele Consiliului European, președintele Macron, secretarul NATO, alți oficiali internaționali importanți și președintele Poloniei, printre alții. Polonia, țară vecină cu Ucraina. Aceea ce situație. Da, mai este un vecin al Ucrainei. Da? Mai este un vecin al Ucrainei, ce să vezi, mai sudic și cu comunități românești și cu o grămadă de... Ar trebui să avem noi expertiză acolo, dar un vecin al Ucrainei care nu a fost întrebat nici o secundă despre starea de fapt, ce are de zis, cum ar putea contribui, cum este afectat. Ori această absență românească dintr-o problemă care e la... Păi, înțeleg că noi o să ne concentrăm pe subiect mâine. Miercuri, nu? Da, probabil din motivul ăsta. Da, o să revin mâine cu CSAT-ul când se va fi acolo o întâlnire la care, sigur, se lucrează. Aia și zic. O să fim foarte atenți, altfel problema fiind aici lângă noi. Noi având o graniță maritimă, e adevărat, cu Rusia, din cauza Crimeei de 140 de kilometri, și o absență la fel de glorioasă pe acest subiect. Din păcate, un subiect care resetează, asta nu o să încetez să spun, realitățile politice din această zonă pentru încă 10-20 de ani. Mulțumesc, Cătălin. Evident că o să urmărim în continuare subiectul. Te așteptăm mâine la România în direct de la 13:15.